produs ieri o anumită agitație în spațiul public în Republica Moldova. Vorbesc de declarațiile președintelui Dodon privind o posibilă anulare a acordului de asociere sau inițierea renegocierii, necesitatea renegocierii acestui acord. În primul rând vreau să vin cu o precizare foarte importantă, că astfel de declarații nu vor avea niciun fel de efect practic la Chișinău. Guvernul nu va accepta niciun fel de intervenție asupra acordului de asociere cu Uniunea Europeană, ba dimpotrivă, așa cum vă amintiți, anul trecut am început anul cu un șir de restanțe în implementarea acordului de asociere. Am depus foarte mult efort, am elaborat și un calendar de eliminare a restanțelor, am avut de implementat și o foaie de parcurs și spre sfârșit de an chiar am aprobat un nou plan de acțiuni pentru implementarea acordului de asociere pe următorii 3 ani de zile. Acest acord este parte a programului nostru de guvernare și nu doar că este parte a programului de guvernare, dar este unul din pilonii strategici pe care ne facem noi activitate. Acordul de asociere cu Uniunea Europeană este în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova, de aceea avem efecte pozitive. De la semnarea acestuia, Uniunea Europeană a liberalizat regimul vizelor pentru cetățenii Republicii Moldova, care pot circula liber în 28 de state ale Uniunii Europene. Chiar nu mai mult decât săptămâna trecută am văzut inițiativa, propunerea Comisiei Europene de acordare a asistenței macrofinanciare pentru Republica Moldova în volum de 100 de milioane de euro, dintre care 40% reprezintă partea grantului. Am reușit pentru anul trecut doar să deblocăm mai multe sute de milioane de euro din partea Uniunii Europene, inclusiv sub formă de proiecte. Și chiar din momentul semnării acordului de asociere, Uniunea Europeană a alocat Moldovei peste 746 de milioane de euro. Dacă cumva cetățenii nu au simțit aceste investiții din partea Uniunii Europene, atunci nu este vinovată Uniunea Europeană, se face vinovat administrația de la Chișinău, care poate nu tocmai eficient a utilizat acești bani. Și semnarea unui memorandum cu Uniunea Europeană, acordului cu Uniunea Europeană, de fapt, a venit să schimbe abordarea guvernului de la Chișinău, să oferim această încredere care s-a rezultat cu multe beneficii pentru cetățeni. Declarațiile cu referință la un memorandum cu Uniunea Euroasiatică, cum am văzut că s-a angajat domnul Dodon ieri la Moscova, este la fel o declarație care va rămâne una politică, pentru că ea nu poate fi pusă în aplicare fără Parlament și fără Guvern. De asemenea, aș mai vrea să precizez și am spus acest lucru nu o singură dată, chiar și la întâlnirile pe care le-am avut cu președintele Federației Rusie, dar și cu, șeful cabinetului de ministri, premierul Medvedev, nu văd oportună o discuție în formatul Uniunea Europeană, Rusia, Moldova. Noi avem o relație cu Uniunea Europeană și aceasta este o relație bilaterală și noi avem altă relație cu Federația Rusă și aceasta este altă relație bilaterală. De aceea vom încerca să găsim soluțiile necesare, anume în această dimensiune. Personal cred în bunele noastre relații cu Federația Rusă, consider anul trecut, anul 2016, drept un an în care am avansat foarte mult și ne-am apropiat de găsirea unor soluții pe mai multe probleme cu care ne confruntăm.
am reușit să avem și comisia interguvernamentală, comisia mixtă. Am reușit să elaborăm și un plan de măsuri. Ne-am apropiat foarte mult și în vederea eliminării taxelor vamale pentru acele 19 poziții tarifare și pentru anularea listelor care prevăd un număr de companii din Republica Moldova care au dreptul să facă exporturi în Federația Rusă, dar de asemenea și problemele embargoului, dar și dimensiunea social-culturală și, numai puțin important, dimensiunea migrațională. De aceea m-am bucurat și ieri să aud la conferința de presă că președintele Federației Rusie Putin a accentuat necesitatea unui dialog cu guvernul nostru, având în vedere competențele președintelui pe subiectele importante de politică externă. Am fost în situație și astăzi să răspund la mai multe întrebări legate de aceste declarații, de aceea am făcut această precizare pentru debutul acestei ședințe, să cunoască atât cetățenii Republicii Moldova, cât și partenerii noștri de dezvoltare, că opțiunea pro-europeană, parcursul european, rămâne una de neschimbat pentru guvernul de la Chișinău.